Tractorul Volvo 320 cu motor Perkins. După reparație am terminat montajul cu reglajul supapelor, montat injectoarele, conductele la motorină. Am efectuat întreținerea tehnică, schimbat filtre, un lei, filtru motorină, schimbat un leiu. Acum facem prima pornire, nu am montat capacul la colbători, că am vrut să las să vedem după pornire dacă avem presiune de un lei la rampă. Presiune de un lei avem vizualizare la manometru. Acum, la prima pornire, slăbim conducta la injectorul numărul 1 ca să aerisim pompa. Motorina a fost puțină, a prins aer, s-a oprit când l-am oprit ultima dată. Și să dăm la automat, să vedem. Opa, undeva nu face contact. Trebuie să rezolvăm borna. Să vedem. Am rezolvat problema cu borna. Am slăbit conducta la injectorul numărul 1 să aerisim pompa. Și să dăm la automat să vedem dacă începe să scoată fum alb. Păi ăsta pornește un pic mai greu pentru că nu-i pusă bujia de încălzire pentru că e pe injecție indirectă. Să vedem. Ce Dumnezeu, unde? Pe unde e? La injector. Care suflă pe lângă el. Să vedem dacă nu-l dăm jos, să etanșăm cu un fir de asbest.
trajectoare și la 3 și la 2 și rezolva problema căci suflă pe lângă injector. Porni foarte bine. Montăm capacul la culbutor, că deja se vede un leu. A ajuns la rampă. Demontăm injectorul de la 3, pentru că a suflat pe lângă el. Să vedem cum rezolvăm problema. Pus asbest, nu rezistă, trebuie să punem o șaibă de cupru, curățim umărul, avem șaibă de cupru, să încercăm să rezolvăm problema cu șaiba de cupru, curățim asbestul, nu reziste, presiune mare în camera, urmează presiune în anticameră și trebuie să curățim și aici. Minerele de cupru trebuie decălite. Avem injectorul. Punem un pic de vazelină. Schimbăm inelul. Am pus de asbest și nu rezistă. N-am avut, acum am făcut rost de inel de cupru. De fapt nu erau și totdeauna apare câte o problemă. Dacă nu dai importanță la un lucru minor. Știam că trebuie inel de cupru, dar dacă n-am avut, nu a fost, cum a funcționat înainte, funcționează așa cum, dar văd că nu-i place. Presiune mare, acum e setul nou. Creează presiune puternică. Acum le schimb pe toate, trei. Demontăm inel de cupru. Când am două, am cumpărat două. Am cumpărat pe toate trei. O problemă care nu i-am dat importanță și uite că îmi dă de lucru, uite, o pușcat asbestul. Se mai practică la tractorile românești. Punem asbest pe lângă inelul de cupru și la tractoarele românești avem inel de cupru. Și mai punem și asbest pentru etanșare, dar cred că aici nu-i place. Thank you.
avem muzică la păsărele, rândunicile mele, mai încânta cu muzica, cu ciripitul lor. Și al treilea, primul de fapt. Aici încă nu a fost pușcat, dar urma. Mutăm sus. Așa, să rămâne să montăm conductele. Să pornim, să vedem.